Hello! Bine ați revenit pe canalul AstroStyle. Suntem la o nouă ediție, Vibrația Zilei. Suntem în fața unei săptămâni în aparență normală, însă trebuie să spunem de la bun început că de o săptămână, practic, ne aflăm sub vibrația și sub influențele noului an. În sfârșit, 2019 și-a intrat cu adevărat în drepturi, suntem așadar sub o energie 3. Această energie, spuneam într-o altă rubrică pe care am făcut-o tot aici pentru canalul AstroStyle, că tot anul, care practic, deși a început în ianuarie, abia acum, de o săptămână și un pic, această energie începe să-și intre în drepturi și tot anul vom fi sub influența acestei energii. O foarte scurtă recapitulare, ce înseamnă o energie 3, înseamnă foarte multă creativitate, înseamnă foarte multe idei noi, înseamnă foarte multă mișcare, pentru că este o energie foarte energică, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte, înseamnă grupuri de prieteni care ies, care se distrează, care au fel de fel de activități împreună. Într-adevăr, s-ar putea ca sub imperiul acestei energii să avem tendința să facem mai multe lucruri deodată și să existe riscul să nu le terminăm. Așadar, dacă ne apucăm de ceva, ar fi bine inițial să terminăm ceea ce am început, abia apoi să continuăm cu o altă activitate. Haideți să vedem zi de zi ce ne așteaptă în această săptămână. Luni suntem pe 18 februarie, este o zi de vibrație 5. Avem un contrast interesant pentru că lunea, care este dintr-un anumit punct de vedere pe nedrept blamată, ca fiind o zi în care nu prea avem chef de nimic, în care nu prea am plecat la muncă, în care mai degrabă am stat acasă și am dormit, lunea totuși este așa datorită lunii. Luna este patronul spiritual acestei zile și luna de asemenea aduce mai multă interiorizare, mai multă introspecție. Luna este o natură feminină. Luna înseamnă întuneric, înseamnă umed, înseamnă în diferite culturi și în diferite tradiții. Avem acum un posibil răspuns de ce întotdeauna lunea ne simțim puțin mai lipsiți de energie, mai abătuți. Totuși, de data asta, peste ziua de luni, se suprapune o energie 5. 5 este foarte dinamic, 5 este foarte jucăuș, 5 este foarte îndrăzneț, să spun așa. Puteți să faceți foarte multe lucruri astăzi, vă veți simți mult mai energizați, vă veți simți mult mai bine ancorați în realitate și dacă treceți ușor-ușor peste faptul că este luni, tot ceea ce faceți azi o să vă iasă de minune. Am ajuns în fața zilei de marți. Marți este 19 februarie și avem o vibrație 6. Vibrația 6 este o vibrație a iubirii, este o vibrație care vine să îi facă un antagonism aproape perfect, să-i spun lui Marte, dar putem să vedem acest lucru în două feluri. Putem să ne gândim, pe de o parte, că este un antagonism, pentru că, da, este Marte, care este foarte masculin, Marte care este foarte dominator, de ce nu, Marte care poate să ajungă și tiranic în momentul în care nu se stăpânește foarte bine, și îl avem pe 6, care este iubitor, care este mai apropiat, care este mai cald. Haideți să ne gândim, în loc să vedem opoziția, haideți să ne gândim ca la un cuplu. Într-un cuplu este bine ca cineva să fie mai dinamic, să fie mai pus pe treabă, să spun așa, și altcineva să fie partea mai blândă. Dacă vreți, este un fel de joc de a polițistul bun și polițistul rău, însă ar fi preferabil să nu vedem acest lucru ca pe un antagonism, ca pe o opoziție. Sunt, dacă vreți, extremele care se atrag și care se înțeleg foarte bine împreună. Putem să avem așa, dar o zi de marți în care să trăim în armonie și să nu simțim neapărat tot antagonismul care vine practic în această zi. Depinde foarte mult cum ne setăm mental și în relațiile cu ceilalți, dar mai ales în relațiile cu noi înșine, pentru că de aici pleacă toate. Ziua de miercuri avem o situație interesantă, nu știu dacă în săptămânile trecute am vorbit. Miercuri este 20,
Practic, dacă analizăm din punct de vedere numerologic însă și ziua, avem o vibrație 2 a zilei, dar vibrația generală este 7. Aici avem o situație puțin interesantă, pentru că 2 înseamnă feminin, 2 înseamnă și dualitate în anumite culturi, 2 înseamnă de asemenea un fel de război cu noi înșine, sunt lucruri pe care poate nu ni le acceptăm nouă, sunt lucruri pe care poate nu vrem să le recunoaștem față de noi înșine, însă vine 7, 7 este foarte spiritual, 7 este foarte introspectiv, 7 este pus pe meditație, să spun așa, pe lecturi interesante, pe discuții spirituale, pe întâlniri. Și atunci avem încă o zi interesantă, ziua de miercuri, ca să nu mai spun de Mercur, care vine și ne spune că putem să comunicăm foarte eficient și că tot ceea ce spunem astăzi o să ne facă să fim foarte bineînțeleși. Miercuri, 20 februarie, o zi de vibrație 7, aflată sub influența lui Mercur, poate să fie o zi extraordinară. Dacă noi avem printre pasiuni, printre căutări, printre hobby-uri, dacă vreți, spiritualitatea, științele oculte, putem să spunem, sau lucrurile care nu sunt chiar la ordinea zilei, discuții pe care simțim că nu putem să le avem chiar cu oricine și atunci putem să căutăm o persoană specială sau putem să rămânem acasă și să citim o carte interesantă pe care poate am început-o la un moment dat, dar pentru că ni se părea că nu înțelegem foarte mult din ea, am lăsat-o, astăzi putem să înțelegem pentru că vine Mercur care ne ajută pe partea de comunicare și vine și 7 care ne face mai introspectivi și mai spirituali. Ziua de joi, ziua cea mai norocoasă din săptămână, este 21 februarie și este de vibrație 8. Este un amestec, de data asta nici nu mai spun o suprapunere pentru că este de-a dreptul un amestec, este Jupiter și este 8. Sunt niște energii care, în momentul în care se întrepătrund, duc într-o direcție foarte, foarte interesantă. O să vă rog să faceți un experiment în ziua de astăzi, să încercați, pur și simplu, în momentul în care plecați de acasă, din momentul în care v-ați pregătit, ați plecat de acasă, spre locul de muncă sau dacă aveți altă treabă, să încercați să stați în interiorul vostru, să încercați să nu vă uitați foarte mult, nu știu, pe stradă și să încercați să nu judecați, să nu aveți chestii de genul uite-l pe ăla care a trecut pe roșu, ăsta de ce s-aruncă în fața mașinii, ăla de ce n-a semnalizat când a claxonat, ăla de ce a aruncat un chiștoc pe jos. Încercați să faceți acest exercițiu, o să vedeți că este foarte interesant, pentru că vă spun din proprie experiență că nu o să vă iasă. Este mintea care iese întotdeauna la atac și zice, ia uite-l pe ăla ce a făcut, uite-l pe ălaltul, uite-o pe ailaltă, ăla de ce a vorbit, ăla de ce s-a întins și așa mai departe. Însă, astăzi, putem să ne observăm noi pe noi mult mai bine și s-ar putea ca la sfârșitul zilei să avem niște semne de întrebare și să ajungem să ne autochestionăm în niște situații, în niște conjuncturi care s-ar putea să ne pună pe gânduri. Faceți acest exercițiu și scrieți-mi să vedem ce s-a întâmplat. Chiar o să fiu și eu foarte curios. Ziua de vineri este o zi de vibrație nouă, este 22 februarie. Avem de asemenea o situație care merită puțină atenție din partea noastră. De ce? Pentru că vineri este Venus. Venus înseamnă frumos, iubire pentru frumos, iubire pentru iubire. Și este nouă, dar mai este ceva interesant, este vibrația specifică efectiv a zilei, ziua din calendar, care este 22, este o dualitate dublă, dacă vreți. M-ar fi puțin cam mult să detaliem acum. Este o zi aflată cumva la extreme din punctul ăsta de vedere. Este o zi peste care se suprapune sensibilitatea și feminitatea lui Venus, care pot să împingă și mai mult acele extreme. În schimb, vine nouă care stabilizează. Într-una din săptămânile trecute spuneam despre nouă că este o cifră specială. Am primit niște comentarii foarte interesante din partea unor persoane care au cifra destinului nouă și care spuneau despre calitățile lor ca oameni.
confirmând practic lucrurile pe care le spusesem despre ei și despre această cifră de destin. Și de asta spuneam pentru ziua de astăzi, pentru vineri, să fiți un pic atenți, pentru că deși există tendința să vă duceți pe niște extreme, vine acest nou care vă echilibrează și vă centrează puțin, vă pune la punct. Nouă este cifra, mă rog, iubirii divine, dacă vreți, este o cifră absolută și ea poate să ne ajute în tot ce ni se întâmplă în această zi. Am ajuns la ziua de sâmbătă, este 23 februarie și avem o diferență de potențial. Sunt acele hopuri care se întâmplă în general în timpul unei săptămâni, dacă nu avem vreo săptămână ieșită din comun și cu nu știu ce excepții. Dacă vineri a fost o zi de vibrație 9, automat sâmbătă este o zi de vibrație 1. 1 spuneam înseamnă început, 1 spuneam înseamnă proiecte noi. Este puțin cam complicat să ne asumăm să începem sâmbătă ceva. Cu toate astea, puteți profita de faptul că astăzi sunteți liberi și chiar să faceți ceva. Să faceți ceva ce poate, nu știu, vă propuneați de mult să faceți și spuneați, lasă, când o să am o zi liberă, o să fac treaba asta. Ei bine, astăzi, 1 vine și vă ajută să faceți acel lucru pe care voiați să-l faceți într-o zi liberă. Iată că s-a nimerit și iată că aveți tot sprijinul Universului. Ce puteți să faceți cu predilecție? Sunt lucruri pe care le puteți face în casă, nu știu, să reparați ceva care nu necesita neapărat o atenție urgentă sau poate să mergeți să cumpărați un lucru pe care îl voiați pentru casă, ceva nou, nu știu, poate o mobilă sau poate un electrocasnic. Sunt, pentru că este energia lui Saturn, Saturn este cel care are tendința să ne așeze, să ne cumințească, însă noi putem să ne lăsăm inspirați și îndemnați și împinși de la spate de energia lui 1, astfel încât să profităm la maxim de această energie. Duminică este 24 februarie și avem o zi de vibrație 2. Cred că este o situație interesantă, nu mi-am inteles să mai fi avut o zi de duminică și 2, deși s-ar putea să fie doar memoria mea puțin prea scurtă. Duminică este soarele, duminică este bucurie, este foarte multă veselie și vine acest 2 care este feminin, care este și un pic dual. Spuneam puțin mai devreme în zilele precedente despre 2 și despre această dualitate a lui. De asemenea, acest amestec, această combinație, dacă vreți, între energia astrului suprem și energia lui 2, poate să ne ducă în niște direcții foarte interesante, în sensul că putem să ne bucurăm foarte mult, dar să o facem într-o manieră puțin mai caldă, puțin mai, adică nu trebuie neapărat să ne apucăm să strigăm sau dacă vrem să facem o petrecere, nu trebuie neapărat să audă tot cartierul. Pot să fie lucruri puțin mai personale, mai interiorizate, fără să tăiem cu nimic din bucurie și fără să tăiem din elanul pe care îl aduce în general o zi de duminică, faptul că poate stăm acasă, faptul că poate duminică vine după încă o zi în care am putut să ne odihnim. Așadar, profitați la maxim de această zi, puteți să vă și plimbați, puteți să vă întâlniți cu prietenii sau cu familia, puteți să faceți foarte multe lucruri. Acestea au fost considerațiile pentru această săptămână. În încheiere, voiam să vă invit să vă abonați pe canal, pe AstroStyle, pentru că o să vă ajute foarte mult pe voi să rămâneți la curent cu tot ceea ce postăm aici. De asemenea, aceeași invitație pe care cred că am mai făcut-o și în săptămânile trecute, puteți să ne scrieți la adresele de e-mail pe care le aveți sau puteți să ne lăsați comentarii aici în YouTube. Știm că ne urmăriți de pe tot mapamondul, practic, și vă mulțumim foarte mult pentru asta și pentru comentarii și pentru like-uri. Vă mulțumim că vă abonați astfel încât să fiți tot timpul la curent și să nu pierdeți nimic. Orice întrebări, orice comentarii, orice neclarități, ne puteți contacta în orice variantă, pentru că, slavă Domnului, avem o grămadă de soluții acum, astfel încât să fiți în contact cu noi și astfel încât să vă putem răspunde cât mai repede și să ajungem să vă îndeplinim toate dorințele în măsura în care este posibil acest lucru. Și să nu uitați că fiecare zi poate să fie specială dacă noi o facem să fie specială.